Se spune că numai copiii pot vedea aievea lumea basmelor. Dar există un tărâm, tărâmul marelui voievod Dracula, cu regi și cavaleri și domnițe care sărășluiesc în palate de cleștar ascunse priviri. Aici, la tot pasul întâlnești turnuri și castele de la începutul timpului. Între zidurile frumos meșteșugite, spirite bune țin în pază pacea locului și liniștea călătorilor. Acest tărâm este păzit de fiare mari și blânde, ce știu graiul oamenilor, întocmai ca în poveștile bunicilor. Iar dacă sufletul ți-e curat, uneori poți să-i zărești și pe vitejii ce păstrează, din vechime, rânduiala pădurilor și a munților. Există o țară ca o sală de bal a prințeselor, unde sufletul călătorului prinde a dansa, încă înaintea trupului său. Fiecare cufăr încrustat cu povești și fiecare brocart te învață pașii fermecați ai vremurilor trecute. Bucatele se întrupează din iubirea soarelui pentru pământ și fiecare călător este primit ca un rege. Doar aici se mai păstrează cu sfințenie rețetele și gusturile bogate ale strămoșilor noștri. Și dacă, ostenit de viața de zi cu zi, nu ai reușit să vezi toate aceste minunății, nu te îngrijora. Ți se vor arăta ele încă de la primii pași în țara vestitului voievod Dracula. Apele noastre,
împărățesc păsările și soarele. Între brațele lor albastre, timpul își pierde puterea. Totul a rămas neschimbat și pur. Vino cu noi în țara de dincolo de timp. Vizitează România. Trăiește legenda.